Vreau să citesc din cuvântul lui Dumnezeu de la unul împărat de la capitolul 17 și cu asta am să deschid un alt subiect care s-a întâmplat în viața mea tot când eram copil. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Vreau să vă spun, dragii noștri, că eu de multe ori m-am gândit la lucrul acesta. Nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți sau știți ce înseamnă un corb. Unii care am trăit la țară sau prin locurile împădurite, pe la pădure, știm ce înseamnă corb. Dar unii care au trăit la oraș, poate nu știți. Corbul este o, să zic așa, o pasăre mare, neagră, neagră de tot, și este o pasăre răpitoare. Este o pasăre răpitoare. Și tocmai aceste păsări răpitoare îi aduceau lui Ilie pâine și carne. Și m-am gândit de multe ori. Și uneori mă punea parcă la îndoială, băi, dar chiar un corb, dacă era vorba de o barză, că aia nu mănâncă carne, îi aducea, că nu o mânca. Dar corbul, întâi mănâncă el carnea și după ce o dă, dacă mai rămâne ceva. Eram copil, aveam poate vreo 9 ani și eram în țarină, la Prașele, la Prășit. De la școală m-am dus direct acolo. Am mâncat puțin când am ajuns acolo și mai aveam noi o bucată așa, cam cât este biserica așa de mare, încă o bucată și trebuia să o terminăm. Era vreo 6-7 kilometri, poate mai bine, de acasă până acolo, trebuia să trecem peste apa Sucevii. Și așa mi s-a făcut de foame și am spus lui maică-mea: mama, nu mai pot nicicum, nu mai am nicio vlagă, nici nu pot să ridic sapa. Hai mai ține puțin, mai rezistă puțin, ca să nu mai venim și mâine, pentru uite, bucățica asta, mai venim și mâine, așa o distanță de mare. Hai că dacă mergem acasă, mămica îți face, ce vrei să mănânci? Nu știu ce mi-a venit în cap, mi-am spus niște turte de cele așa crescute și prăjite în tavă. De ce le-ți face, mămica? Îți face numai, hai să nu mai venim și mâine până aici. Și cu chiu, cu vai, plângând, tot cu ochii pe sus, că numai când vedeam cât aveam acolo, parcă mi se făcea și mai rău. Și la un moment dat văd un corb, văd o cioară, cum era, cioară puțin mai mică decât corbul, dar e tot din neamul corbului. E tot un corb mai mic. Și am văzut o cioară așa, cam ca de aici, poate până în stradă, în 83, la câteva ogoare mai încolo, am văzut că avea ceva în gheare. Maică mi-a zis: bă, tu te vezi ce are cioara aceea? Când ne-am gândit că o fi furat de un pui de pe undeva, de pe la o gospodărie, de undeva din satele cele de pe prejur, am alergat, am luat un bulgăre de pământ, am aruncat-o, fugărit cioara. Când m-am dus pe hat, fraților, nu vă mint, cum a spus și Apostolul Pavel, vă spun adevărul în Hristos, nu mint. O turtă mare, o pâine de cea cum mi-am dorit-o eu. O turtă de aceea mare. Fraților, nu vă mint. Vă spun adevărul în frică de Dumnezeu. O turtă de aceea mare, așa groasă, crescută bine, așa mare, pe hat lăsat acolo. Vă spun că era caldă. Acum, că cioarele furau de la oameni, când vineau oamenii la Prașe, la acolo, furau de la mâncare, de la oameni. Probabil că turta acestă tuse poate mai la soare și era caldă. Mare așa, cât o tavă de mare, am luat-o și am vrut să o arunc către maică mea. Zice: nu arunca, că se murdărește. Am adus-o, am mâncat din pâinea aceea, eu, maică mea, sora mea, ne-am săturat și putea să mai prășesc încă pe atâta. Așa ne-a binecuvântat Dumnezeu. Dragii noștri, vă spun lucrul acesta, nu vă mint, vă mărturisesc că așa a lucrat Dumnezeu. De atunci, eu cred în lucrările Domnului.
Cred că Dumnezeu ce a spus aici nu este închipuire, nu este imaginație, sunt lucruri reale. Dumnezeu m-a hrănit, vă spun, cu pâinea aceea adusă de un corb. Când nici măcar nu m-am rugat, nici măcar n-am spus, Doamne, dă-mi o bucată de pâine. Să mă știu eu ce, ce să mă rog, că nu era de unde, că eram în mijlocul câmpului. A adus pentru un corb o pâine exact cum mi-am dorit. Am ajuns acasă, maică mi-am promitea ca să facă. Prima dată, zice, mă duc și frământ și până când voi vă spălați, crește și vă fac și vă cutare. Numai la turtele cele mă gândeam. Și Domnul mi-a dat-o printr-un corb, printr-o cioară. Dragii noștri, acesta este Dumnezeul nostru. Și dacă noi suntem aici, nu suntem că merităm noi. Eu n-am meritat nimica, dar Dumnezeu mi-a arătat că este în stare să ne poarte de grijă. Și ați trecut și dumneavoastră, când am venit în America, eram în Chicago, căutam de lucru și nu găseam de lucru cu doi copii, soția după mine. No, era așa cum știți cei mai mulți că ați venit în America și... Când întrebam pe biserică, măi, uite, caut de lucru. Bă, da, cum am spui? Dar de ce nu mi-ai spus ieri când numai ce-a fost un post și gata s-a ocupat? Când vorbeam cu altul, tot așa îmi spunea. Bă, parcă era, nu știu cum, făcut. Că eu tot a doua zi întrebam. Așa ca să-mi facă inimă rea, că doar ar fi vrut să mă ajute, dar vezi, Doamne, că nu mai era. Și taică-mi a avut într-o noapte un vis. Dacă mi-a avut într-o noapte un vis și îi spune a doua zi Ionel, nu te mai chinui, nu te mai necăji, că Dumnezeu mi-a descoperit astă noapte. Că așa după cum l-a hrănit pe Ilie, corbii, tot așa o să ne hrănească aici corbii. Nu te mai frământa, du-te și caută-ți tu de lucru, nu la ceea pe aproape, du-te tu. Cum știi, am depus application-uri, m-am dus cu mașina pe străzi, căutam unde vedeam o firmă de electronică, intram acolo și așa mi-a dat Dumnezeu de lucru. Într-o zi m-am dus la o campanie și i-am spus că eu caut de lucru, sunt tehnician în electronică și îmi spune, de când vrei să începi? El zice, eu spun, când mai repede, că vrei să rămâi acum? M-a luat pe surprindere, i-am spus, dar n-am, deci nu pot să spun la femeie, la copii, la... Dacă vrei să stai acum, rămâi acum. I-am spus, rămân acum, ce mai? Și atunci m-a trimis chiar atunci la vizita medicală, era nu departe de clinica acolo, m-am dus, am făcut vizita medicală și ăștia s-au îngrijorat acasă, bă, dar nu mai vine, mă, ce s-a întâmplat, măi? S-a întâmplat un accident ceva și vreau să vă spun, conduceam fără permis de conducere. Mi-a dat cineva... O mașină, un paniac Baneville și circulam pe cealaltă fără permis, că n-am avut timp să trec prin tot procesul acesta, dar pâine îmi trebuia în fiecare zi la masă la copii. Și așa conduceam foarte atent și așa Dumnezeu mi-a dat pâine, nu prin acela care mă gândeam eu, ci prin corbii, aceia care sunt străini și care numai Dumnezeu știe să le pună în conștiința lor, hrănește pe omul acesta. Și așa Dumnezeu ne-a binecuvântat. Vreau să mai fac încă o mărturisire care cred că este foarte importantă pentru noi, pentru toți acei care ajungem. Să știți că cele mai multe minuni se fac în viața noastră, fraților, în vremuri și în momente de criză. Atunci când toate le avem pregătite, mă duc acasă, ce să mă aștept? Știu că în frigider este mâncare. Că spuneam câțiva ani în urmă, dacă aș mânca tot ce am în frigider, mă îmbolnăvesc. Dar cineva spune, dar nu cumva că e mâncarea prea veche. Nu știu, că e prea veche, că e prea multă, dar nu pot să mănânc cât am în frigider. No, ce minune să mai cer de la Domnul în condițiile astea? Decât să-i mulțumesc că m-a hrănit și că am de toate, nu? Dar când vine criza, când vine momentul acela când spune Apostolul Pavel că când sunt slab, atunci sunt tare. Vine momentul când tu nu mai poți să faci nimic absolut. Doamne, nu mai pot, gata, eu sunt în mâna ta. Cum hotărăști tu? Așa să fie? Așa să fie și te mulțumești cu soarta pe care Dumnezeu ți-o hotărăște. Și eram în Anglia, m-am dus acolo la cursuri
și după aceea, după vreo, să zic așa, după vreo lună de zile, am vrut să scriu acasă o scrisoare. Am scris acasă o scrisoare la soție, că nu aveam telefoane, trebuia să mă duc pe la, în oraș să caut pe acolo, pe la oficiu poștal, nu era așa cum e acum. Și am scris scrisoarea și când să o pun la poștă, mi-am dat seama că nu am 25 de penis. Mă duc la un coleg, băi, n-ai 20 de penis sau cât era 20 sau 25 de penis? Păi nu am. Am căutat pe la nu știu câți colegi pe acolo, nimeni nu avea 20 de penis să-mi dea ca să pun scrisoarea la poștă. Mi-am luat inima în dinți și m-am dus la directorul, erau doi directori la institut acolo, unul era cu probleme de administrație și unul era cu probleme spirituale, m-am dus la fratele Zbinden, care era director cu probleme de administrație, mă gândeam, băi, mă duc la el și o să-mi dea un 20 de penis să trimit scrisoare acasă. Frate Zbinden, nu te supăra că îndrăznesc, dar uite, nu mă pot descurca. 20 de penis îmi trebuie ca să pun scrisoarea, să o trimit acasă la familie. Se uite la mine, tu ești născut din nou, ai born again? Da? De câtă vreme îl cunoști pe Domnul? Îl cunosc din pruncile mele. Dar tu crezi că tot pământul cu tot ce este pe ele a Domnului? Cred. Tu ai cerut de la Domnul să-ți dea 20 de penis? Când am auzit întrebarea asta, vă mărturisesc sincer, fraților, vă spun sincer, deci nu vreau să vă, nici eu să mă umilesc chiar așa de tare în fața dumneavoastră, dar nici nu vreau să credeți că am fost necredincios. Așa m-am supărat de tare înăuntru meu. Am spus, Doamne Dumnezeule, dacă ar fi fost vorba de 1000 de lire sterline, hai că acolo-s bani, dar pentru 20 de penis să vin eu înaintea ta și să te pun la încercare, să cer pentru 20 de penis când colegii mei sau școala ar putea să mă ajute cu 20 de penis. Am spus, n-am cerut, frate, n-am cerut. Du-te la tine în cameră, zice el, pune-te pe genunchi și Domnul care este bogat cu tot pământul în mâna lui, a să-ți dea 20 de penis. Și gata-i, s-a înturnat cu spatele și s-a dus să-și vadă de treabă. Pentru 20 de penis m-am dus în cameră, m-am plecat pe genunchi și așa am plâns, așa am plâns, deznădăjduit, dar nu deznădăjduit în sensul că n-aveam ce face, descurajat. Mă, dar frații mei, mă, frații mei, fratele meu, directorul institutului, să-mi spună mie așa pentru 20 de penis, mă, se simțea rușinat. Doamne, cum să vin eu înaintea ta pentru 20 de penis? Mi-e rușine să-ți cer 20 de penis. Dacă ar fi să-ți cer 20 de, sau 200 de lire sterline, Doamne, e ceva, dar pentru 20 de penis să vin eu și să te ispitesc? Așa am fost de amărât că eram întins pe carpet, dacă nu cumva tot așa roșcat era carpetul acolo, s-a udat de lacrimile care... Și vă spun, nu știam, am luat cuvântul lui Dumnezeu, am spus, Doamne, aici nu sunt nici vase de lucrare, nu sunt nici la rugăciune, Doamne, deschide-mi Tu, dă-mi Tu un cuvânt, unde se izbește ochii, aceea citesc și aceea cred. Dacă Tu îmi spui să plec înapoi acasă, uite, mâine dimineață mă duc la Londra, solicit să mă primească pe tarom să mă duc înapoi în țară, că eu nu pot în condițiile astea. Și am deschis cuvântul lui Dumnezeu. Vă mărturisesc, niciodată, de câte ori am deschis cuvântul lui Dumnezeu, nu mi-a apărut un text așa ca într-o vitrină micuță. Când am deschis cuvântul, Isaia 7:9, ultimul rând. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. E vorba românului, colac peste pupăză. Am plecat de acolo că n-am găsit 20 de penis. Am venit la Domnul și Domnul mi-a spus, dacă nu crezi, nu stai în picioare. Doamne, ce să fac? M-am ridicat de pe genunchi, plâns, un bosumflat, mânios, nici nu știu cum să vă explic. Am plecat duminică
asta nu știu când a fost, parcă dacă nu cumva într-o vinere, dacă nu cumva, duminică mă duc la biserică. M-am dus eu așa, deznădăjduit, descurajat. Nu puteam să le spun, mi-era rușine să spun la toți câți mă întrebă, dar ce e așa de supărat? Mi-era rușine să spun situația asta, că vă dați seama, sunt lucruri care se spun, sunt lucruri care parcă nu poți să le spui, băi, chiar așa, ieri de necredincios că pentru 20 de penis te superi așa de tare. Dar asta era situația mea. Și când eram în curtea bisericii, un frate care era din biserică mă cheamă, frate Ionel, vin până încoace. Mă duc, zice, uite, aseară am fost la un cerc de rugăciune cu care am fost și eu acolo la dâns și la cercul acela de rugăciune, era un cerc de rugăciune foarte bun și am fost și eu pe la dâns și mai înainte. Și zice, uite, aseară am fost la un cerc de rugăciune și în timp ce mă rugam, Domnul mi-a pus pe inimă și mi-a făcut de cunoscut că ai nevoie să fii ajutat cu ceva. Și îmi dau un plic. Am dat un plic, l-a pus în buzunarul stâng, i-a mulțumit frumos, mi-a fost jenă să-l deschid de față, că să văd ce și cât e în plic. Am intrat în holul bisericii, puțin mai mărișor holul decât holul nostru, soția lui. Oh, frate Ionel, bine că te văd, chiar mă uitam după tine, vine că vreau să spun ceva. Deci, uite, aseară am fost la rugăciune, spune și ea tot ca și de el, am fost la rugăciune aseară și Domnul mi-a pus pe inimă că ai nevoie să te ajutăm cu ceva. Și îmi dă și ea un plic, l-am pus în buzunarul drept. Că mă gândeam să văd ce și cum fiecare. Și mergând pe drum spre Caliș, că nu era departe să mergea pe jos, am deschis plicul care mi l-a dat el, 20 de lire sterline. Mă gândesc, Doamne, îți mulțumesc că eu ți-am cerut 20 de penis. Trebuie să vă spun, nici nu știu dacă i-am cerut Domnului, numai că m-am plâns Domnului că nu i-am. Și când m-am uitat 20 de lire sterline, Doamne, îți mulțumesc, acum pot trimit mai multe scrisori. Când deschid celălalt plic de la sora, 25 de lire sterline. Ea a fost mai generoasă decât dânsul cu 5 lire sterline. Vă mărturisesc, nu am trimis acasă scrisoare. M-am dus a doua zi, am cumpărat și am trimis acasă un pachet, am cumpărat dulciuri, am cumpărat pentru copii una și alta și cât trebuia și ce trebuia așa. Și am făcut un pachet și scrisoarea pe care am vrut să le trimit lor, pentru care n-aveam 20 de penis, am pus-o deasupra în pachet ca să plece odată cu pachetul. Și vreau să vă spun, fraților, că Dumnezeu este acela care ne cunoaște nevoile noastre, nevoile cele mai mărunte, cele mai mici. Și atunci când te încrezi în El și când îi spui Lui durerea și necazul, El este în stare să binecuvinteze. Și așa m-a binecuvântat Dumnezeu în experiențele acestea și sunt multe, pentru că noi ca și credincioși, noi trăim prin credință în fiecare zi. Sunt momente când n-avem ce mânca, n-avem ce îmbrăca, n-avem una și n-avem alta. Să știți, Domnul le știe și ni le dă ca prin somn. Problema se pune ca să fim mulțumitori și recunoscători și să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. Domnul să vă binecuvinteze și să vă mărească credința. Amin.